E forfotă mare în satele din Republica Moldova, cu doar câteva zile înainte de Crăciunul pe stil vechi, gospodinele coc, colaci și tradiționalii Crăciunei, pe care îi vor oferi colindătorilor în semn de mulțumire. Cuptoarele sunt încinse și la Ciolucani, raionul Telenești, unde obiceiurile sunt păstrate cu sfințenie. Anastasia Popa din satul Ciulucani, raionul Telenești, s-a trezit de dimineață și s-a apucat de frământat aluatul pentru Crăciunei. Aceștia se prepară din aluat dospit și puțin îndulcit. Orice aluat, dacă el de multe ori frământat, primește coptura foarte bună. Și dospit, și eu așa am învățat de la mama mea și așa și eu am fac lucrurile. Simbol al nașterii Domnului Crăciunelul este un colac special, ne spune gospodina. Asta e Maica Domnului care îmblă să-l nască pe Iisus Hristos și e că îi faci coronița asta, tete. Asta e coronița Maicii Domnului și aici e brâul lui Maica Domnului, care îl poate purta la brâu aici. Ia câte brâu lui Maica Domnului. Și asta simbolizează Maica Domnului cu brâul ei, care îmbla să-l nasc pe Hristos. Pe lângă Crăciunei, gospodina mai face și alte produse tradiționale. Jăraticul pe vatră trebuie să stăie cel puțin o oră. Ca să înșerbinte vatra bine, șerul trebuie să fie alb. Dacă nu e alb, nu se ruminește pâinea. Primul Crăciunel se pune la icoană și se păstrează până în primăvară. Primul Crăciunel îl punem la icoană, să-l lăsăm până la Sfântul, până de Sfință. De Sfință mă scoatem, să începe samanatul și noi îl scoatem atunci și îl dăm la boi. Dar boi nu-s, nu mâncăm noi. Dăm la păsări, la animale, n-am mai mâncăm, că am așa de mult timp. Pregătirile pentru Crăciunul pe stil vechi vor continua până vineri, timp în care gospodinele vor pregăti friptura de porc, piftia, dar și alte bucate tradiționale. În ajun, colindătorii vor merge din casă în casă pentru a vesti nașterea Domnului, iar pe 7 ianuarie vor sărbători Crăciunul pe stil vechi. Porțile sunt încuiate, lăcățile fericate, colindăm, colindăm și ne închinăm.